Salutare tuturor și bine v-am regăsit și cu acest video în care vom continua cu următoarele revelații primite de la Elohim, adevărații noștri creatori despre care vorbește Biblia de fapt. Dar înainte de a începe, vă voi reproduce o notă pe care Rael, ultimul trimis al Elohimilor, a exprimat-o legat de aceste revelații pe care i s-a cerut să le transmită omenirii. Citez: începând de acum, voi posta imediat sub titlul Elohim Leaks cele mai recente informații de la Elohim în legătură cu ceea ce se întâmplă pe Terra în cele mai secrete servicii guvernamentale. Oamenii care guvernează această planetă trebuie să știe că Elohimii ne urmăresc și știu totul. Nici o informație ultrasecretă sau secret de stat al oricărui guvern nu pot să le fie ascunse lor. Nu sunt sigur că voi mai trăi pentru multă vreme pe Terra după cele câteva revelații pe care urmează să le fac, eu fiind pus acum pe lista oamenilor care trebuie să fie terminați de către serviciile secrete ale Statelor Unite ale Americii și ale Israelului. Dar chiar și în cazul în care voi dispărea, cineva mă va înlocui și va primi informații de la creatorii noștri, fie noul ghid al ghizilor ales care mă va înlocui, sau altcineva care se va auto-revela numai pentru acest scop, sau cineva care nu va fi profet, sau cineva ales să fie nou lider al mișcării raeliene. Misiunea sa va fi numai aceea de a revela secretele de stat și absolut nimic mai mult. Elohimii se vor asigura că, indiferent de ceea ce se va întâmpla cu mine, vor continua să încerce să salveze umanitatea. Am încheiat citatul. Iar acum vă prezint încă trei din aceste revelații de la Elohim, care sunt destul de șocante și chiar înfricoșătoare pe alocuri. Dar există speranță încă, atâta timp cât suntem puși în gardă și dorim să facem ceva pentru a schimba lucrurile în bine. Și începem cu primul leak, publicat pe 21 august 2015 și intitulat Complotul terorist palestinian. Unele persoane din guvernul israelian, în scopul contracarării simpatiei mondiale față de Gaza și suferințele palestiniene, se gândesc să creeze un atac fals sau false flag în Tel Aviv sau Ierusalim, acolo unde o bombă puternică va omorî mii de cetățeni israelieni, cu scopul de a da vina pe un terorist palestinian care va fi un pacient psihiatric manipulat cu ajutorul celor mai recente tehnici de control mental, care îl vor face să creadă că primește ordine directe de la Dumnezeul său. Apoi, serviciile secrete israeliene îi vor furniza imense cantități de explozibil, îl vor deghiza într-un membru Hamas și îi vor facilita accesul la locul atacului terorist, probabil un stadion sportiv sau un alt eveniment care va aduna mii de oameni. Acești oficiali de vârf ai guvernului israelian doresc să sacrifice mii de cetățeni ai propriei lor țări pentru a opri lumea să mai fie solidară cu palestinienii în legătură cu ceea ce se întâmplă în Gaza, iar apoi vor crea un nou genocid devastator împotriva palestinienilor, urmarea constând în evacuarea forțată a tuturor supraviețuitorilor palestinieni pentru propria lor protecție, într-o țară arabică aliată și primitoare, anexând în felul acesta toate teritoriile palestiniene. Am încheiat citatul. Pe 3 ianuarie 2016, Israel a continuat cu următorul leak intitulat Bombele nucleare din Okinawa, care spunea următoarele. Bazele SUA din Japonia, în special cele din Okinawa, nu respectă tratatul cu Japonia. Ele conțin multe bombe nucleare și rachete nucleare balistice intercontinentale sau ICBM îndreptate către China. Asta face din Okinawa o țintă imediată în caz de război între SUA și China. Oamenii din Okinawa trebuie să acționeze acum pentru excluderea bazelor militare ale SUA și cel puțin să obțină dreptul de a inspecta aceste baze imediat. Autoritățile japoneze nu au acum acest drept. Acestea trebuie să se asigure că nicio armă nucleară nu este prezentă pe teritoriul japonez, după cum și garantează tratatul. Am încheiat citatul. Iar acum, în cele din urmă, vă voi reda ultimul leak primit de Rael de la Elohim, care este poate cel mai deranjant dintre toate, acesta având titlul Un complex subteran foarte secret, fiind publicat pe data de 8 iulie 2016. Și citez.
Cei mai bogați 60 de oameni de pe Terra construiesc chiar acum, în secret, un complex subteran care poate rezista oricărui război mondial nuclear, chimic, biologic sau oricărei revoluții mondiale. Acest complex va oferi loc pentru cei mai bogați 60 de oameni și pentru familiile lor, totalizând 480 de oameni, plus 240 de oameni de știință de top, în special geneticieni și agronomi, 60 de medici reprezentând toate specialitățile, 120 de luptători de comando pentru a menține ordinea și pentru a proteja complexul de orice forță care ar încerca să intre în el, plus baterii de rachete și drone telecomandate, și 60 dintre cele mai frumoase tinere femei pentru a repopula Terra după ce cataclismul se va fi terminat și atmosfera este curată din nou. Populația totală va fi în jur de 1440 de oameni, folosind ultimele tehnologii dezvoltate de NASA pentru a crea primele colonii pe Lună sau pe Marte. Complexul va avea întreaga structură necesară pentru a hrăni această populație la nesfârșit. Locația este desigur top secretă. Chiar și oamenii care vor fi acceptați în acest complex nu vor ști niciodată locația precisă până în momentul în care vor ajunge acolo în siguranță. Există o puternică suspiciune că ar putea fi ascunsă în spatele, conectată cu sau aproape de rezerva mondială de semințe Svalbard Global Seeds Vault, finanțată de către Bill Gates, familia Rockefeller, Monsanto și alții. Este o prioritate de top pentru toți iubitorii de pace în găsirea și distrugerea unui asemenea loc pentru a preveni orice scăpare pentru acești 60 de oameni. Aceștia sunt acei 0,00001% care dețin planeta și o vor dori pentru ei înșiși după ce vor finanța un război mondial care va distruge restul umanității. Dacă nu au niciun loc în care să scape, vor înceta să mai finanțeze următorul război mondial nuclear. Fraților, din câte se vede, suntem conduși și controlați de niște indivizi care nu dau doi bani pe noi, indivizi care controlează mass media și politicienii, cele două părți, executând în mod rușinos directivele acestor indivizi din umbră, iar atâta timp cât masele de oameni vor lua de bun orice lucru este transmis la TV, la radio sau prin ziare, și atâta timp cât vor continua să voteze pentru aceiași oameni ai acestui sistem controlat de către cei din umbră, umanitatea noastră nu prea are multe șanse de supraviețuire. Elohimii ne-au oferit soluțiile pentru toate aceste probleme, mai ales în forma propriului lor sistem politic, denumit geniocrația sau paradismul, despre care am creat un video special pe care îl puteți accesa din partea dreaptă sus. Și nu uitați să vă abonați și să activați notificările, deoarece în următorul video vă voi prezenta un ultimatum foarte șocant dat de Elohim tuturor cetățenilor Israelului. Vă pup și ne vedem curând!